Când soția mea a primit un mesaj pe telefon, m-am uitat să văd cine era expeditorul. Însă era de la un număr necunoscut. Nu era un mesaj text, ci unul vocal, așa că l-am ascultat din curiozitate. În mesaj, o voce de băiețel îi spunea soției mele: Mami, ai promis că vii la serbarea mea și nu ai venit. Să știi că sunt supărat pe tine. Adelina era pentru mine femeia perfectă. De mult timp mă străduisem să găsesc o femeie ca ea. Era harnică, loială și foarte muncitoare. Era o soție dedicată pe care mă puteam baza în totalitate. Eram căsătoriți de 5 luni și totul părea a fi un vis. Primisem de la viață mai mult decât mi-am dorit. Locuiam în Brașov și aveam o mică pensiune de care mă ocupam împreună cu soția mea. Soția mea nu era o fire petrecăreață, așa că timpul liber ni-l petreceam mai mult acasă, în familie, bucurându-ne unul de compania celuilalt. Însă viața mea perfectă a fost zdruncinată din temelii într-una din zile când soția m-a trimis la magazin să cumpăr pâine. Din grabă, în loc să iau telefonul meu de pe canapea, am luat telefonul ei. Însă după ce am ajuns la magazin, chiar în timp ce eram la casă și plăteam pâinile, telefonul a sunat în buzunar. Acel sunet era diferit de cel pe care îl aveam eu la telefonul meu și în acel moment mi-am dat seama că încurcasem telefoanele și că îl luasem pe al soției. Dar acel mesaj mă făcuse curios. M-am uitat la expeditor, însă nu era trecut un nume, ci apărea doar numărul. Nu era un mesaj text, ci un mesaj vocal. Din curiozitate, l-am ascultat. Un băiețel îi spunea: Să știi că sunt supărat pe tine. Ai promis că vii la mine la serbare și nu ai venit. Am căzut pe gânduri. Cu siguranță este un copil care o fi greșit numărul și a trimis acel mesaj soției mele, în loc să-l trimită mamei lui. Însă curiozitatea nu-mi dădea pace, așa că am apelat acel număr. O femeie a răspuns și mi-a spus: Adelina, îmi pare rău. Andrei a găsit telefonul și ți-a dat mesaj. I-am spus să fie cu minte, dar știi cum este el. Îi e dor de tine. Tu ce mai faci? Totul bine? Am rămas încremenit. Acea femeie îi se adresa soției mele. I-am spus: Bună ziua, doamnă. Sunt soțul Adelinei. Însă ea părea că nu mai poate scoate nici măcar o vorbă. Cine este băiețelul? Am întrebat eu. Însă ea nu știa ce să-mi răspundă. Este mai complicat, mi-a zis ea. Nu i-am spus nimic soției în acea zi. Însă a doua zi am rugat-o pe acea femeie să ne întâlnim. Voiam să înțeleg totul. Când a venit, mi-a povestit totul despre soția mea. Ea era de fapt sora ei. Fusese mereu respinsă din cauza băiețelului și că atunci când m-a cunoscut pe mine, i-a fost teamă să-mi spună adevărul, că o voi abandona așa cum o abandonaseră toți. I-a promis surorii ei că îmi va spune adevărul și că va lua băiețelul de la ea, dar simțea că nu mai găsea momentul potrivit. În acea zi m-am întors acasă. Soția mea era la muncă, dar când a venit, a avut parte de o surpriză uriașă. Eu eram la masă cu fiul ei, mâncam împreună clătite. Adelinei i se umpluse ochii de lacrimi. Cum de ești aici, puiul mamei? A întrebat ea, în timp ce îl îmbrățișa, apoi s-a uitat la mine cu ochii întrebători. Iar eu i-am spus: Am aflat totul de la sora ta. Te înțeleg perfect de ce ai ținut totul ascuns. Dar de astăzi înainte, te rog să nu mai ascunzi nimic. Te iubesc. Suntem o familie și împreună putem trece peste orice. Soția mea m-a îmbrățișat strâns. În sfârșit, inima ei era completă. Această poveste are o concluzie frumoasă. Oamenii trebuiesc iubiți cu tot cu trecutul lor. Cu bune sau cu mai puțin bune. Toate lucrurile prin care am trecut ne-au făcut oamenii care suntem astăzi.